Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur să vă salut din nou în această zi și iarăși vreau să vă împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să citim Biblia în fiecare zi și eu astăzi vreau să vă vorbesc din Epistola către Evrei. Noi citim împreună Epistola către Evrei, capitolul 7, versetele 11, 12 și 18 și 19. Am zis de la început, este o epistolă destul de grea în Noul Testament, dar fiindcă Duhul Sfânt a rânduit, a voit ca să ne scrie această epistolă nouă, noi putem și trebuie să citim și să înțelegem, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu de încurajare, de credință pentru noi. Haideți să citim împreună. Deci, Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 11 și 12 și în continuare. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Astfel, pe de o parte, se desființează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de altă se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Amin. Îmi place să citesc și să meditez asupra acestei epistole. Cum am zis, dacă dumneavoastră nu ați citit Vechiul Testament și nu cunoașteți legea lui Moise și poruncile din Vechiul Testament, va fi destul de greu să înțelegeți ce autorul are în vedere. Dar, totuși, haideți să încercăm să ne descurcăm. Deci, autorul vorbește despre diferite feluri de preoții care erau în Vechiul Testament. Cea mai cunoscută și răspândită preoție este preoția lui Aaron. Aaron, fiind fratele lui Moise, a fost rânduit de Dumnezeu ca să fie preot cel mai mare în poporul Israel și toată familia lui și toată seminția lui să fie aleasă pentru preoții. Ca și preot, el a primit de la Dumnezeu legea sau poruncile care trebuia să învețe poporul și poporul trebuia să îndeplinească acestea porunci în viețile lor. Conform acestor porunci, poporul ar putea să aibă viață, iertare, îndurare, milă de la Dumnezeu și însuși prezența lui Dumnezeu în viețile lor. Probabil fiecare din noi cunoaște acestea 10 porunci. Cel puțin noi, în familia noastră, am învățat copiii noștri să cunoască cele 10 porunci pe de rost. Pentru că dacă nu cunoaște 10 porunci pe de rost, atunci cum puteți să spuneți că credeți în 10 porunci? Dacă nu le cunoașteți, nu le știți, atunci cum știți dacă ați încălcat vreo poruncă sau nu? Deci, cel puțin trebuie să cunoaștem aceste porunci. Și sunt destul de importante, foarte importante, pentru viața noastră. Dar în acest context, autorul spune că aceste porunci nu au putut să ne conducă la desăvârșire. Nu au putut să ne facă să fim fără păcat. Și este foarte adevărat pentru fiecare din noi. Pentru că fiecare din noi, măcar odată, a încălcat măcar una din aceste porunci. Noi nu am putut, cu propriile noastre eforturi, să devenim sfinți, curați în fața lui Dumnezeu. Deci, legea care trebuia să o îndeplinim și să avem binecuvântările lui Dumnezeu, ni s-a făcut ca un blestem, pentru că noi nu putem să o îndeplinim și din aceste motive nu putem să căpătăm binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Și aici autorul spune că s-a ridicat un alt preot, o altă preoție și prin el a venit o altă lege.
Uitați-vă, foarte interesant că el spune astfel, pe de o parte se desființează aici o poruncă de mai înainte. Deci desființează, nu mai este valabilă, nu ține cont la noi. Nu contează dacă am încălcat această poruncă sau nu am încălcat. Porunca aceasta a fost desființată. Și apoi, pe de o altă parte, se pune în loc, nu a rămas un loc gol, dar se pune o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Despre ce nădejde vorbește autorul? Sigur că vorbește despre preoția și credința în Domnul Iisus Hristos. El vorbește despre jertfa Lui de pe crucea Golgotei. El vorbește că Iisus a luat toate păcatele noastre și vrea ca noi să credem în El, să devenim parte de familia Lui, să fim copiii Lui, să fim înfiați de El și împreună cu El să intrăm în prezența Lui Dumnezeu. Lucrurile acestea ne aduc o nădejde, pentru că noi nu putem cu propriile noastre puteri să devenim sfinți, dar prin credință în jertfa Lui, prin credință în Fiul Lui, prin credință în faptul ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe pământ, noi putem să ne apropiem de Dumnezeu. Acum nu prin lege, acum nu prin cântar fapte bune, fapte rele, acum nu prin cât mai multe păcate ai făcut sau cât mai multe fapte bune ai făcut. Nu, porunca aceasta a fost desființată doar prin credință, prin nădejde în lucrurile ce a făcut pentru noi Fiul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, eu vă binecuvântez din toată inima și vă doresc ca dumneavoastră să nu vă judecați pe voi înșine dacă ați păcătuit, dacă ați căzut, dacă ați făcut vreo faptă rea. Nu, dar să vă adresați cu Dumnezeu care vă iubește și vrea să vă ierte și să vă curățe, ca vrea să Dumnezeu care vrea să devină Tatăl vostru, dar El este Sfânt și copiii Lui trebuie să fie sfinți. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ajungeți la acest gând că prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, noi putem să intrăm în prezența Lui Dumnezeu. Dacă v-a plăcut acest mesaj, aștept like, share, comentariile dumneavoastră și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Amin.